Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este salvatorul și medicul suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Marcu, capitolul 13. Citim Cuvântul Domnului, începând cu versetul 14. Când veți vedea urciunea pustirii stând acolo unde nu se cade să fie, cine citește să înțeleagă. Atunci cei ce vor fi în Iudea să fugă la munți, cei ce vor fi pe acoperișul casei să nu se coboare și să nu intre în casă ca să-și ia ceva din ea. Și cine va fi la câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele care vor da țâță în zilele acelea. Rugați-vă ca lucrurile acestea să nu se întâmple iarna, pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare, cum n-a mai fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și cum nici nu va mai fi vreodată. Și dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa, dar le-a scurtat din pricina celor aleși. Dacă vă va zice cineva atunci, iată Hristosul este aici sau iată la acolo să nu-L credeți. Căci cum se vor scula Hristos mincinoși și proroși mincinoși, ei vor face semn și minuni ca să înșele dacă ar fi cu putință și pe cei aleși. Păziți-vă, iată că vi le-am spus toate dinainte. Dar în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nor cu mare putere și cu slavă. Atunci va trimite pe îngerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi de la marginea pământului până la marginea cerului. Luați învățătură de la Smochin prin pilda lui. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Că despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii nici din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, Căci nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și cum un om plecat în altă țară, care își lasă casa, dă robilor să putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați, dar! Pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la mezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă temeți ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. Ce vă zic, vă zic tuturor. Vegheați! Amin! Iubit popor al Domnului, frași și surori, reocupați-vă locurile. Stați în prezența Domnului cu bucurie, cu speranță, mângâiați de prezența Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Este șapte și jumătate în seara aceasta și am avut împreună un moment cu Domnul Isus Hristos, un moment al cântării, al rugăciunii, al părtășiei cu frații și acum inima noastră e pregătită să asculte Evanghelia. Vreau să vă binecuvintez pentru că sunteți aici, atât pe dumneavoastră care sunteți în mod fizic aici, cât și frații și surorile noastre de peste tot de pe suprafața Pământului, de unde online sunt cu noi în această seară. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă salutăm și pe dumneavoastră. În seara aceasta prin mila Domnului, continuăm lecția biblică de data trecută, respectiv lecția numărul 18. Data trecută am studiat despre veghere în ciclul întrebările Bibliei, am ajuns la întrebarea un ceas, n-ați putut să vegheați. Și am vorbit despre veghere prezentând-o în raport cu rugăciunea ca pe două lucruri care sunt surori gemene și una fără cealaltă nu are puterea pe care ar vrea Dumnezeu să o aibă și de care noi am avea nevoie. Rugăciunea este metoda prin care primim ajutorul lui Dumnezeu. Vegherea este metoda prin care folosim ajutorul lui Dumnezeu. Rugăciunea este problema lui Dumnezeu în sensul că ne răspunde când ne rugăm și ne dă ajutor. Vegherea este problema noastră în sensul că folosim ajutorul ca să veghem. Nu Dumnezeu veghează, noi veghem, dar trebuie să veghem cu ajutorul pe care ni-l dă Dumnezeu că degeaba veghem dacă nu ne rugăm să primim ajutor și degeaba ne rugăm să primim ajutor dacă după ce l-am primit plecăm ca și cum n-am primit nimic. Marea problemă a creștinilor de astăzi este că doar se roagă. Îngăduiți-mi într-o paranteză să spun, dacă se mai roagă. În această seară, după cele spuse data trecută respectiv, vegherea și rugăciunea funcționează doar împreună, am ajuns la veghere asupra propriei persoane, asupra familiei, asupra altora, asupra bisericii Domnului. Și spuneam data trecută că vegherea trebuie să înceapă cu vegherea asupra mea. Trebuie să continue cu vegherea asupra familiei, asupra altora, în măsura în care. Am de la Dumnezeu capacitatea aceasta, darurile acestea, slujba aceasta și se manifestă prin mine lucrările acestea. Primul mod de a veghea, spuneam data trecută și aici ne-am oprit, este să veghezi asupra experiențelor pe care ți le-a dat Dumnezeu ca să nu le uiți. Pentru că aceste experiențe sunt o zestre, sunt un mare tezaur în viața ta care îți va aduce mereu aminte că Dumnezeu te iubește și dacă te-a ascultat atunci te va asculta și astăzi dacă te-a salvat atunci te va salva și astăzi nu uita binele care ți l-a făcut domnul nu uita experiențele pe care le-ai avut cu domnul ele rămân o dovadă că Dumnezeu te ascultă și te iubește și a făcut și va face asta întotdeauna. Citeam atunci cuvântul Domnului, îl repet scurt în această seară, ia seama asupra ta și vechează cu luarea minte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care le-ai văzut cu ochii tăi și să-ți iasă din inimă, fă cunoscut copiilor și copiilor copiilor tăi. Nu uita minunile în care te a implicat Dumnezeu sau în care s-a implicat Dumnezeu în viața ta, nu le uita, ele vor rămâne un reper de care să te agăți în vremuri de furtună, în momente de criză. Altfel vei fi dus și clătinat că ești om din țărână. Veghează, pune le în memorie și ca să nu le uiți adule aminte. Spune-le copiilor, povestește-le nepoților, laudă-te cu minunile lui Dumnezeu din viața ta. Spune-le în adunare, ori de câte ori ai ocazia. Un al doilea lucru asupra căruia trebuie să veghem, veghează la idolatrie. Ca să nu te închin la altceva sau la altcineva decât la Dumnezeu. Orice lucru pe care îl punem înainte de Dumnezeu, lucru sau om, devine idol pentru noi. Orice lucru față de care cheltuim mai mult timp, mai multă energie, orice lucru care e prioritar față de Dumnezeu, care e mai valoros pentru noi decât Dumnezeu, devine idol. Și Biblia spune, ai grijă că inima ta este tentată să se lipească de ce ai sau de speranța de ceea ce urmează să ai. Biblia spune, nu te încrede în inima ta că e foarte înșelătoare. Scripturile spun nespus de înșelătoare și foarte rea, deznădăjduit de rea, adică irecuperabilă, nu te încrede în ea. Ai grijă că atunci când o să ai lucruri care îți plac, inimioara ta se va lipi de ele și îl vei necinsti pe Domnul prin apropierea prea mare față de lucruri de binecuvântări și îndepărtarea de cel care te-a binecuvântat, ai grijă de lucrul acesta. Dacă ai o mașină frumoasă, fii atent să nu devină idol. Dacă ai o soție frumoasă, ai grijă să nu devină idol. Dacă ai un copil bun, sănătos și deștept, ai grijă să nu-ți devină idol. Dacă ți-a dat Dumnezeu minte, ai grijă să nu-ți devină idol. Dacă te-a pus Dumnezeu într-o poziție de autoritate, ai grijă să nu devină idol. Dacă ți-a dat Dumnezeu business puternic, mare și a luat amploare puținul care l-ai avut, ai grijă să nu te crezi deștept, că ești binecuvântat, nu deștept. Ai grijă să nu devină idol. Și Scriptura spune, veghează la asta. Cu alte cuvinte, omul o va face sigur dacă nu va veghea. Pentru că nimic nu avem în cap decât să ne dăm mari. Atâta avem în cap, în capul ăsta din carne. Atâta ne trebuie să ne dăm mari. Să manifestăm aerele noastre demonstrând la ce succes am ajuns noi, cât de grozav suntem noi, câtă școală avem noi, ce deștepți sunt copiii noștri, ce puternică și influentă e familia mea, ce important sunt eu în biserică și dacă pe mine mă ia Domnul acasă, biserica asta se va prăbuși. Tot timpul ne trece prin cap, ne trec prin cap lucrurile astea. Și Biblia spune, eu știu că îți va trece prin cap asta, vechează să nu se întâmple lucrul ăsta. Fii foarte atent, fii modest. Nu permite inimii tale să ai despre tine o părere mai înaltă decât se cuvine. Cât se cuvine, mulțumește-i Domnului, dar ai grijă, nu lua rasna. Nu te crede mai deștept decât alții. Că oamenii sunt din carne. Scriptura ne atenționează, veghează că vei fi tentat să te dai mare. Veghează la treaba asta. Bărbații, sunt tentați să se dea mare cu performanțele lor, soțiile sunt tentate să se dea mare cu copiii, cu casele, cu hainele, și fiecare persoană are lucrurile ei cu care vrea să se dea mare. Și fiți, vă rog frumos, atenți! Fiți atenți la lucrurile acestea, că mulți își vor pierde mântuirea din pricina acestor lucruri care devin mai importante decât Dumnezeu, idolatria. Este, e bine că ți-ai luat o haină nouă, dar nu trebuie să ieși de 10 ori din adunare ca să te vadă toată lumea. Stai liniștită și bucură-te că ți-a dat Dumnezeu o haină nouă. Spune Scriptura, veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna, stelele, oștirile cerului, să fii tirit. Ce termen extraordinar a pus aici Cornilescu, tirit. Ce înseamnă să fii târât? Cineva mai puternic să te tragă după el în ciuda voinței tale și tu să încerci să te împotrivești, dar să nu poți. Și să mergi după el mai târâși, mai în picioare, mai... Să te târască. Ce termen extraordinar de, de de expresiv. Să fii târât să te închini înaintea lor și să le slujești. Aceste lucruri pe care Domnul le-a făcut și le-a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor sub cerul întreg, nu trebuie să devină idolul tău. Al treilea lucru asupra căruia trebuie să veghem, pe lângă faptul să nu ne uităm experiențele care ni le-a dat Dumnezeu, sunt tezaurul nostru. Să nu accentuăm nimic, și nimic pe nimeni și nimic altceva mai mult decât pe Dumnezeu. Și trei să veghem ca să ne ținem legământul care l-am făcut cu Domnul. Vegheați asupra voastră ca să nu dați uitării legământul care l-a încheiat Domnul cu voi. Deuteronom 4 cu 23. Cu fiecare dintre noi a încheiat Domnul un legământ. Cu fiecare dintre noi a încheiat Domnul un legământ. Este adevărat. Circumstanțele vieții atunci erau diferite. Dar nu are nicio importanță circumstanțele vieții. Nu au importanță. Important este să avem demnitatea și să nu uităm că noi am încheiat cu Domnul un legământ. El este credincios legământului care l-a făcut cu noi și, de asemenea, noi trebuie să fim credincioși legământului care l-am făcut cu Domnul. Și acest legământ trebuie extins și la legământul căsătoriei. Trebuie dus mai departe și la legământul pe care l-am făcut la intrarea în slujbă și la alte soiuri de legământ pe care le-am făcut cu oamenii, cu biserica. Acolo unde ne-am angajat să ne ținem de cuvânt, dacă ne-am dat cuvântul să fim oameni de cuvânt și pe cât posibil să încercăm să împlinim așteptările pe care le-am creat. Noi nu suntem Dumnezeu, nu vom fi perfecți, nici nu ne cere Dumnezeu să fim mai mult decât putem fi, dar atât cât putem fi. Biblia ne spune, vegeați, dar dacă nu veghem, păcătuim înaintea Domnului. Una este să veghezi și să faci cât poți și alta este să nu veghezi, tratând cu indiferență și nepăsare lucrarea lui Dumnezeu și relația spirituală cu Dumnezeu. Veghează să îl iubiți în mod activ pe Domnul, spune Scriptura. Vegheați dar cu luarea mintea asupra sufletelor voastre ca să iubiți pe Domnul. Ce înseamnă asta? Omul are o iubire trecătoare, sporadică. Ați observat cum se întâmplă în viața de cuplu? Pasiunea și perioada aceea o numim lună de miere. Și după miere ce urmează? Urmează alte substanțe mai puțin dulci. Ei, același inimă omul o are și în relația cu Dumnezeu. Dragostea din tâi e similară cu luna de miere. Dragostea din tâi este, este relația dintre om și Dumnezeu. Timp în care între bărbați și femei în cadrul căsătoriei, același lucru e luna de miere. Ei, omul nu are capacitatea să rămână la starea aceea de entuziasm, adică accelera la maxim. Omul se accelerează și după aceea intervine obișnuința, rutina și o lasă moale până când o lasă la relantiu. Și rămâne așa și Dumnezeu se uită din cer și soția se uită de lângă noi și amândoi sunt nemulțumiți. Se cere de la noi să avem grijă ca să-L iubim pe Domnul cu tot cugetul, cu tot sufletul, cu toată inima. Dumnezeu ne spune vechează, adică fii atent. Aduceți-vă aminte că cele trei sensuri principale ale cuvântului a vechea sunt următoarele. Să veghezi, la căpătui unui bolnav, mai ales noaptea, știind că moare din clipă în clipă, nu vrei să nu fii cu el când trece dincolo. În sensul să nu dormi în timpul ăla. Apoi, să supraveghezi un lucru care ți s-a încredințat. Vă aduceți aminte de întâmplarea biblică când unui om al lui Dumnezeu este încredințat un prizonier și îi se spune veghează asupra acestui prizonier până mă întorc. Și cel care a încredințat prizonierul pleacă și peste o vreme se întoarce și îl întreabă pe cel care urma să aibă grijă de prizonier, unde e prizonierul? Și spune, a fugit, a scăpat, a plecat. Adică cum? A fugit, dar tu? Tu n-ai vegheat. Și el răspunde, când mă duceam eu când încoace, când încolo, a fugit prizonier. Dar eu nu ți-am spus să te duci când încoace, când încolo. Eu ți-am spus să stai într-un loc și să ai grijă, să veghezi, să fii cu ochii pe. Asta spune Domnul, ai grijă că inima ta va fi tentată să nu mă iubească mereu. Vei avea momente ca niște valuri când vei fi plin de entuziasm pentru Domnul. Dar vor veni și voi uscate, seci, când nu vei mai simți nimic. Te rogi și nu are niciun gust. Vrei să citești Biblia și te trezești că te gândești la alte lucruri pământești. Vi la adunare și te enervează predicatorul. Cântarea de cor nu te mai atinge, fanfara e nu știu cum și pleci la fel cum ai venit. În viață sunt momente de uscăciune spirituală și Domnul spune, fii atent că vor veni, ai grijă, tu trebuie să mă iubești pe mine la o turație maximă să nu te lași. Iubirea față de mine nu trebuie să fie oscilantă. Ai grijă, tu în mod normal faci lucrurile oscilant. Că așa e omul. Când se concentrează asupra la un lucru și îl părăsește pe celălalt, când e mustrat și îi se face reproșul și se întoarce, dar îl abandonează pe celălalt, noi nu avem capacitatea să fim constanți în iubire. Și Domnul știe asta și ne spune, vegheați la inconsecvența voastră și la incapacitatea voastră firească să mă iubiți. Un alt lucru la care trebuie să veghem, scripturile ne spun, veghează asupra drumului vieții tale. Proverbe 16 cu 17. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău, același păzește sufletul care veghează asupra drumului lui. Câți dintre noi n-am regretat faptul că ne-am dus prea departe cu ce nu trebuia sau am rămas prea departe de lucrurile unde trebuia, pe care trebuia să le facem și de locurile unde ne-ar fi vrut Dumnezeu. A fost cel căzut între tâlhari și noi ne-am dus până aproape de el și știind că urmează să ne implicăm și nu avem chef ne-am retras. Domnul spune, veghează, nu-i cinstită atitudinea ta. Însă sunt și situații când ne-am dus prea departe. Am vorbit prea mult, am făcut prea mult, am ascultat prea mult, am privit prea mult și Biblia spune, veghează asupra drumului tău. Un alt lucru asupra căruia trebuie să veghem, veghează asupra cuvântului din Biblie. Veghează asupra cuvântului din Biblie. Proverbe 19 cu 16. Cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căi sale, va muri. Porunca aceasta ne-a fost dată ca să ne orienteze viața. Roșu înseamnă să te oprești, verde înseamnă să te duci mai departe. Atunci când te oprești, trece altul și nu te ciocnești de el. Atunci când treci, altul se oprește și nu te ciocnești de el. Culorile semaforului ne ajută să trecem pe rând și să nu ne lovim unii de alții. Legea semaforului nu e o povară, ci este o normalitate care reglează traficul vieții. Și Biblia spune păzește porunca. Ține cont de poruncă. Nu te așeza deasupra poruncii. Nu spune asta a fost doar pe vremea aceea. Poruncile nu sunt pentru o vreme. Poruncile lui Dumnezeu sunt pentru toți oamenii și pentru toate timpurile. Ai grijă la ce crezi. Ai grijă la ce accepți. Fii serios cu scriptura. Un alt lucru asupra căruia trebuie să veghem. Vegheați asupra comportamentului vostru. 2 Cronici 19 cu 7. Acum, frica Domnului să fie peste voi, vegheați asupra faptelor voastre, fiindcă la Domnul Dumnezeul vostru nu este nici o nelegiuire și nici nu se are în vedere fața omului și nu se primește daruri. Veghează asupra faptelor tale. Toți îl iubim pe Domnul, de aceea suntem aici. Noi nu suntem atei sau sataniști, suntem oamenii lui Dumnezeu. Îl iubim pe Domnul și știm că urmându-L ajungem în cer. Dar avem în viața noastră momente când uităm să veghem asupra comportamentului și într-un moment de neveghere avem un comportament care devine păcat. Și păcatul acesta Dumnezeu consemnează. Ori păcătuim direct împotriva lui Dumnezeu, prin faptele ascunse, ori păcătuim împotriva oamenilor prin faptele publice. Și Biblia spune, veghează. Așa de ușor un om poate să rănească un alt om. De-a lungul vieții mele de slujitor m-am speriat cât de ușor poți să rănești oameni. Uneori nici măcar nu știi. Atât de normal ți se pare că te-ai comportat, încât te miri cum cineva se poate întrista, supăra, poate chiar trânti la pământ. Și Biblia ne spune, fiți cât se poate de atenți. Și adevărul este că și atenți și tot se întâmplă, dar neatenți transformăm grupul de oameni unde suntem într-o baltă de sânge. Biblia ne spune, fiți atenți, aveți grijă Fiți sensibili. Încercați să țineți conștient de opinia altuia. Încercați să vedeți. Nu-l puteți ajuta, nu-l puteți înțelege, nu-l puteți un pic ridica. Biblia spune: aveți grijă de comportamentul vostru. Este un lucru asupra căruia trebuie să veghem. Continuă cuvântul Domnului și ne spune în Matei 26 cu 41: Vegheați ca să învingeți ispita, ea va veni. Ea vă învinge sau voi o învingeți. Vegeați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr e plin de râvnă, dar carnea e neputincioasă. Prietenul nostru când vine ispita e Duhul. Nu mă refer la Duhul Sfânt. Dușmanul nostru când vine ispita e trupul. Pentru că trupul acesta se asociază cu ispita. De aceea ispita vine prin trup. Ea vine prin simțurile Văz, auz, miros, pipăit, gust. Și ne stimulează simțurile carnale. Și prin carne omul se simte atras. Ce mi-ar place să, ce frumos miroase, ce frumos arată. Niciodată Duhul nu este atras de ispită, ci trupul este. Relația unui om cu Dumnezeu e în Duhul Omului. Relația diavolului cu omul este în carne. Imaginați-vă trei cercuri concentrice. Cel mai mare, acesta înseamnă trupul. Unul mai mic în interior înseamnă Sufletul. Și un punct, un cerc mic în interior înseamnă Duhul. Relația lui Dumnezeu cu omul e în Duh. Relația diavolului cu omul este în Suflet și se manifestă în trup. Este în Suflet pentru că Sufletul înseamnă rațiune, sentimente. Și voință. Sentimentele acestea se manifestă prin carne, ce îmi place, ce frumos arată. Niciodată Dumnezeu nu lucrează într-un om prin sentimentele lui, ci tot timpul prin Duhul lui, conștiință și intuiție. De aceea spun oamenii, cred că am avut ceva de la Domnul. Diavolul lucrează prin simțuri, că simțurile sunt păcătoase. Simțurile sunt foarte ușor de influențat. A, simți că, mâine te miri și tu că simți pădos. Azi ești vesel, mâine ești trist. Nici nu știi de ce ai fost ieri vesel și azi trist. Simțurile oamenilor sunt ca vântul. Azi bate dincolo și mâine dincolo. Simțurile oamenilor sunt ca prietenia. Când pe față, când pe dos. O, un alt lucru asupra căruia trebuie să veghem, Vegheați să învingeți crizele Specifice vremurilor sfârșitului. Vremurile sfârșitului au crize specifice: învățători falși, proroci falși, un libertinaj care transformă Biserica în teatru și bâlci, sau un conservatorism feroce care îl pune pe om în locul lui Dumnezeu, transformându-l în dictator. Și multe alte manifestări, necunoașterea scripturilor, mergerea după ureche. Ce-ar fi dacă Andrei la fanfară ar face după ureche un, o cântare? Oamenii ăștia nu pot cânta după ureche cu trâmbițele. Toată lumea se uită pe un caiet cu tot felul de încovrigături, cu note. Și fiecare punct și virgulă și notă și linie înseamnă ceva. Un suflat mai tare, un suflat mai încet, iei un deget, îl pui pe altul. Și așa se face, nu după ureche. Viața spirituală nu trebuie după ureche, ci după scriptură. Însă, măcar că noi toți mergem după scriptură, câteodată ne trezim că după scriptură mergem diferit. Și asta este o foarte mare problemă. Apoi, vegheați să fiți pregătiți în mod permanent. Și dumneavoastră, ca și mine, vi s-a întâmplat să fiți în anumite în împrejurări cu mai mulți oameni. Ați observat că sunt oameni care atunci când îl trezești de dimineața, în 10 secunde e în picioare. Ai impresia că e treaz de o oră, dar atunci s-a trezit. Dar așa e structura lui încât e bun de lucru. Nu e mofturos, nu e cu ochii închiși, nu-i trebuie o jumătate de oră ca să... Bunica spunea ca să-și înghită gălbenarea așa cum fac puii când ies din ou Dar în sfârșit expresia aceasta nu e înțeleasă de cei mai mulți, așa că o dau la o parte. Însă sunt oameni care se trezesc dimineața și au nevoie de o jumătate de oră să se trezească. Mai mult! Și și atunci îi spui, Băi, ai grijă dacă te urci în mașină, ai grijă că văd că nu ești, nu ești în control, fii atent. E, așa se întâmplă aici. Veghează să fii pregătit. Să fii pregătit. Uitați care este cuvântul Domnului vegheați pentru că nu știți când va veni Domnul. De aceea fiți pregătiți tot timpul. Sau vegheați dar că nu știți ziua aceasta în care vine Domnul. De aceea vegheați tot timpul. Sau vegheați pentru că nu știți când vine stăpânul. Atenție, câteva exemple. Poate să vină seara. Să nu mai ziceți că nu poate să vină seara. Poate să vină noaptea. Poate să vină cândva pe la 3-4 dimineața, când e somnul mai dulce. Sau poate pur și simplu să vină când se crapă de ziua, adică spre dimineață. Poate să vină oricând. Și Biblia spune, fii pregătit mereu. Dacă ești certat cu nevasta și vine Domnul, spui Domnului bun, dai și drept. Un alt lucru asupra căruia trebuie să veghem, vegeați ca să învingeți pe diavolul. Spunem noi, este posibil? Ne-ar fi cerut Domnul lucruri imposibile? Uitați cum spune Scriptura, fi streji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută să înghită pe cine nimerește. Dacă se poate, pe sfinți. Veghează să fii responsabil cu viața ta spirituală. Domnul spune, iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să se vadă goliciunea. Vegherea asupra propriei persoane implică vegherea asupra păcatelor de comitere și asupra păcatelor de omitere. Vegherea lucrurilor comise înseamnă să ai grijă de calitatea spirituală asupra lucrurilor pe care le faci. Vegherea veghează să nu faci lucrurile care sunt rele. Încearcă să stai departe. Foarte mulți oameni nu fac lucrurile rele. Dar nici nu fac lucrurile bune. Așa că, în al doilea rând, vechează asupra lucrurilor omise, ca nu cumva să nu le faci. La fel de păcat este să curvești cu să nu iubești. La fel de păcat este să consumi alcool cu să nu vizitezi pe frați când sunt la închisoare sau în spital. La fel de păcat este să treci pe roșu cu să nu treci pe verde. Noi nu ne bucurăm doar că nu facem răul ci ne bucurăm când nu facem răul, dar în egală măsură facem binele. Veghează să faci lucrurile bune, care nu le-ai făcut până acum din anumite motive. Deutronom 4 cu 19, veghează asupra sufletului tău și 4 cu 23, vegheați asupra voastră, la singular și la plural. În Talmudul evreiesc este scris un exemplu de veghere și el spune, veghează la gândurile tale pentru că vor deveni cuvinte. Veghează la cuvintele tale pentru că vor deveni fapte. Veghează la faptele tale pentru că vor deveni obiceiuri. Veghează la obiceiurile tale pentru că vor deveni caracter. Veghează la caracterul tău pentru că vor deveni destin. Ceea ce numim noi proverbul chinezesc este luat din Talmud. Aici are, este pus puțin diferit. Aceasta este procesul nevegherii. El începe de la nimic și se termină la de tot. Un alt lucru asupra căruia trebuie să veghem, dincolo de faptul că trebuie să veghem asupra noastră, este să veghem asupra altora. Și primii altora este familia noastră. Cum credeți dumneavoastră că o să veghez eu mai mult asupra lui Marian decât asupra lui Carmen, Carmen fiind soția mea? Cum credeți dumneavoastră că eu duc pâine lui Marian să mănânce și nu-i duc soției mele? Este aproape haina, dar e mai aproape cămașa. Un om al lui Dumnezeu trebuie să aibă grijă de el și în al doilea rând trebuie să aibă grijă de casa lui, de copii, de soție, de nepoți, de casa lui, de prima casă, soție și copii și de casa alărgită în măsura în care mai poate avea influență. Spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, dacă nu vechează cineva la cei din casa lui, e mai rău decât un necredincios. Și de asemenea, celebrul exemplu din Geneza, capitolul 19, unde Domnul spune despre Avram, eu știu că el va veghea asupra casei lui după el, ca fiii lui să nu se abată de la calea Domnului. Iată dar, noi trebuie să veghem asupra caselor noastre, trebuie să acceptăm că sunt părinți care și-au pierdut orice urmă de influență asupra copiilor. Se ceartă ca de la egal la egal nu mai au nicio autoritate și spunem că suntem în America. Păi mă, oameni, dacă așa de rea e America încât ne distruge familia, hai să ne cumpărăm mobile de avion! Ce rost are să stăm aici dacă ne distrugem casele? În America nu-i Dumnezeu, nu-i Scriptură, nu-i Tată, nu-i Avram. Trebuie să acceptăm că sunt țări care ajută educația, și întărește autoritatea părinților și sunt alte țări care distrug educația și slăbesc autoritatea părinților. Lucrul acesta este adevărat. Însă în orice cultură și în orice societate, părinții trebuie să-și câștige respectul copiilor în așa fel încât să aibă capacitatea să poruncească. Este foarte complicat să faci lucrul acesta astăzi. Pentru că psihologia socială care conduce societatea, care guvernează principiile și sistemul școlar de învățământ, și legile pe care le manifestă poliția, armata, guvernul, autoritățile în general, sunt împotriva la ceea ce eu spun în această seară. Însă cred din toată inima că un om care se teme de Domnul, și care își câștigă prin exemplu personal respectul copiilor lui și partenerului lui, tot timpul va avea influența asupra soției și asupra copiilor. Dacă și-a pierdut influența, el nu mai poate să vegheze asupra casei lui. Și acum atenție la ce spun, frații și surori. Capacitatea mea să veghez asupra casei mele e direct proporțională cu influența pe care eu, eu, o am asupra familiei. Cu alte cuvinte, eu nu pot să veghez asupra fratelui Petru mai mult decât respectul pe care, de care mă bucur în fața lui. Cu alte cuvinte, dacă el nu mă respectă, eu nu pot să veghez asupra lui. Că eu îi zic una și el spune, du-te-mă de aici. Îmi spune așa că mă vede un falimentar, o vorbă goală, un nimeni în drum, n-are încredere în mine. Cum să mă lase pe mine să veghez? Eu m-aș la cineva în mașină care, în loc să se urce cu fața la volan, s-ar urca cu spatele? Eu îi spun, stai, 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 stai să cobor. Omul acela nu merită să stau în mașină la el. Ascultați-mă, frați și surori, niciun om nu o să ne lase pe noi să veghem asupra lui dacă nu are încredere în noi. Un om te lasă să vegheze asupra lui numai atâta timp cât are încredere în tine. Altfel nu te lasă, nu-ți dă omul viața, nu-ți dă omul viitorul, nu-ți dă destinul ție în mână. Dacă îi dai un sfat, spune, du-te, domne, de aici și dacă e mai respectos, nu zici așa, dar dă din cap așa și se duce și-și vede de treabă și tot ce face el știe. Pentru că nu are încredere în tine. Felul în care trăiești L-a, la, la determinat pe omul acela să-și piardă orice urmă de încredere și de respect. Oamenii care pot vedea asupra altora sunt oameni cu influență. De aceea liderii bisericii trebuie să fie oameni influenți. Că altfel nu se întâmplă nimic. Oricum se întâmplă puțin, dar altfel e complicat. Aș vrea să mă apropie de încheiere spunându-vă câteva lucruri despre... Asociații vegherii, adică vegherea are asociați și nevegherea are și ea asociații. Cine se asociază cu vegherea, adică cine ajută vegherea, cine stimulează vegherea? Cu alte cuvinte, dacă vrem să devenim oameni vegheatori pe fază spirituală, atunci trebuie neapărat să ne luăm câteva proptele, câteva bastoane, câteva repere de care să ne agățăm, să ne ancorăm. Că altfel nu e vântul. suntem oameni. Astăzi suntem plini de entuziasm și mâine suntem goi de entuziasm. Primul lucru care se asociază cu vegherea este, trebuie să știi că va fi o judecată și toate lucrurile la care ne-ai vegheat te vor ad. Trebuie neapărat să știi că pentru păcate de genul țigări, alcool, bârfă, cleveteală, neascultare, răzvrătire, pentru astfel de păcate nevinovate, ajungi în iad, la fel ca pentru altele pe care noi le numim vinovate. La fel de bine ajungi în iad. Și cuvântul Domnului spune, dacă zici, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inima și crezi că nu veghează el asupra sufletului tău și nu va răsplăti el fiecăruia după faptele lui, proverbe 24 cu 12, ba da! Cel ce face fapte în lumină va fi răsplătit. Cel ce face fapte în întuneric, și el va fi răsplătit. N-are importanță dacă a fost pastor sau membru în biserică. Nu slujba mântuiește pe cineva, ci mântuiește credința, iar credința este confirmată prin fapte. Nu uitați, există o judecată. Fraților, nu uitați asta. Faptul că știți că este o judecată o să vă ajute mai mult. Dacă îmi permiteți, o să vă sperie un pic și o să fiți mai atenți cu vegherea, ca altfel. Neglijați să vegeați și spuneți, cine știe când vine Domnul? La noapte. Un al doilea asociat este închinarea, Psalmul 50 cu 23. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește și celui ce vegează asupra căii lui, acelui ai voi arăta mântuirea mea. Știți cum puteți vegea? Memorați psalmi și spuneți-i. Învățați pe din afară cântări și chiar dacă nu aveți o voce bună, pur și simplu cântați. Învățați pe, pe de rost poezii creștine și spuneți-le. Și dacă spui cu gura ta cuvântul Domnului, prin memorizarea Bibliei, prin învățarea cântărilor și poeziei, să știi că asta ține mintea în contextul dimensiunii prezenței lui Dumnezeu. Nu te mai gândi la nu știu ce actor de la Hollywood, nu te mai gândi la nu știu ce film, nu te mai gândi la nu știu ce imagini, nu! Spune poezii, spune psalmi, spune cântări de laudă, pentru că în felul acesta tu te ții pe tine în prezența lui Dumnezeu. Închinarea te ajută să veghezi. Biblia, ferice de omul care mă ascultă, care vechează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușilor, ușii mele. Cine știe părți din scriptură pe din afară, și cine cunoaște cuvântul Domnului la modul general, va avea un mare sprijin în veghere, pentru că știe cum să vegheze. Rugăciunea. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni, cereri și vegheați la lucrul acesta cu mulțumiri. Cu ce să veghezi dacă nu te rogi și ca un răspuns al rugăciunii să primești putere? În seara aceasta a fost prima întâlnire a grupului de mijlocire, de rugăciune. Și ne-am întâlnit de la 5 fără un sfert, să vă spun câte persoane au fost? Știți de ce nu spun? De jenă. De acum încolo când o să vă aud că vorbiți de rugăciune, am să vă aduc aminte de grupul de mijlocire. Frați și surori, nu vreau să vă simțiți rău. Vreau doar să vă spun următorul lucru. Nu se poate fără rugăciune. Eu nu știu programul dumneavoastră. Eu nu știu dacă aveți timp sau nu. Fiecare persoană vine dacă vrea și dacă poate. Dar știți ce mă sperie pe mine? Prea puțin pot. Știți ce mă sperie pe mine? Prea mulți nu pot. Cu ce să facem treabă dacă nu avem timp să ne rugăm? Lucrarea lui Dumnezeu nu se face doar cu bani. Vă încurajez, puneți-vă rugăciunea pe inimă. Alții, puneți-vă postul pe inimă și alții, puneți-vă alte și alte slujiri pe inimă, pentru că vine Domnul și cu asta rămânem. Apoi credința, vegheați fi stare în credință sau înțelepciunea, fiți înțelepți și vegheați sau slujirea, ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei. Consecințele vegherii și încheiem. Nevegherea este începutul păcatului. Este frisura prin care se strecoară greșeala care devine păcat. Eva, Adam, nu au vegheat și diavolul a câștigat lupta. Avram nu a vegheat. Și astăzi două religii sunt în conflict. Maria și Aaron nu au vegheat și au fost un plus de lepră. Acan nu a vegheat și familia lui a fost distrusă. Saul nu a vegheat și a pierdut poziția de rege. David nu a vegheat și prorocul i-a făcut o vizită. Aș vrea să vă citesc o poezie. Când nu veghezi, când nu mai ești atent, Satan, ucigătorul, coboară atât de fin, îți dă puternici lovituri în piept și nu ai pace, nici odihnă, nici alin. Te lupți, te zbați, dar ești dezorientat. Și gânduri vin mereu, grămadă. Degeaba încerci să vezi ce s-a întâmplat, că tot în jur începe să cadă. Adâncă e fisura unde ai cedat, omul lăuntric strigă, de ce n-ai vegheat? Acum sunt rob în tine, sunt rob și sunt frământat. Te întrebi în nou, de ce nu ai vegheat? Vegherea ne trebuie tot timpul. Că diavolul dorește să-ți afecteze gândul și vorba și acțiunea să plângi neîncetat încetat de aceea îți spun din nou, fii treaz, fii luminat. Să fii atent în toate aceste domenii, că diavolul trimite în luptă toți demonii. Chiar el ne dă și îi luptă ca un leu. Să sfâșie, să rupă, să fim pradă, chiar tu, chiar eu. Osana lui Mesia, al nostru ocrotitor, mă ține în cădere să fiu învingător să biruim cu toții prin Harul Domnului, ca să trăim cu toții în slava mielului. Aș vrea să închei cu următorul verset, Marcu 13 cu 37. Ce zic vouă, ce îmi zic mie, zic tuturor, vegheați. Vegherea este opusul comodității. Veghere înseamnă atenție. Veghere înseamnă bărbăție. Înseamnă maturitate. Veghere înseamnă visul celui treaz. Veghere înseamnă să fii întotdeauna la post. Pentru că altfel îți vei pierde prețul chemării. Atâția ani am plâns, ne-am rugat, am postit, am venit la adunare și dacă punem ban peste ban cât ți-am dat la casieria bisericii, se adună o sumă mare și la sfârșit să rămânem pe pământ, pentru că n-am vegheat nu te juca cu sufletul tău, veghează asupra lui. Așa cum oamenii vor să spune, să sfure proprietățile, așa vrea diavolul să sfure sufletul și prețul mântuirii. Așa cum hoții vin când ești mai puțin pregătit, așa vine diavolul când nu veghezi. Așa cum ești vulnerabil dacă nu ți-ai încuiat ușa și n-ai pus alarma pe mașină, așa profită diavolul de momentele de neatenție și de nebăgare de seamă și pierzi pentru întotdeauna lucru pentru care ai luptat o viață. Ce zic vă, o zic tuturor, vegheați, frați și surori, Domnul s-ar putea să vină într-o zi, într-o lună sau într-un an. Aduceți-vă aminte câte lacrimi sunt în urma pașilor dumneavoastră ca să fiți ce sunteți astăzi. Cât sacrificiu, câtă luptă, câtă renunțare, la câte plăceri le-ați dat cu piciorul, ca să rămânesc credincioși. Și acum, când sunteți aproape de linia de sosire, să vă pierdeți prețul chemării. Vă rog din inimă în seara aceasta, nu lăsați pe diavolul să vă pună împotriva acestor cuvinte, fiind ofensați de anumite lucruri pe care le-am spus. Că le-am spus cu inimă de frate cât m-am priceput mai bine. Dar am vrut să vă spun că diavolul vă urăște și vrea să vă distrugă. Vrea să vă distrugă nevestele. Vrea să vă distrugă bărbații, vrea să vă distrugă copiii, vrea să vă distrugă păstorii, vrea să distrugă biserica, vrea să pună o bombă aici și să rămână ca la Hiroshima, uscat. Nu vă lăsați, pentru că Dumnezeu este cu noi. Cel care este în noi este mai tare. El a zdrobit capul șarpelui. Noi suntem mai mult decât biruitori prin Hristos și noi putem totul în Hristos care ne întărește. Ne rugăm și primim putere și folosim puterea aceasta ca să veghem și în seara aceasta vrem din nou să facem un legământ. Vrem să facem un legământ cu ochii noștri. Vrem să facem un legământ cu gura noastră. Vrem să facem să ne reînnoim legământul cu soția noastră, cu soțul nostru, cu copiii noștri, cu adunarea lui Dumnezeu. Și vrem să spunem din nou, Doamne, aproape că o lăsase moale. Dar în seara aceasta mă ridic din nou în capul oaselor și din nou stau înaintea ta cu demnitate și spun așa, dacă tu îngheți mani, era gata, gata să te lași, dar ai spus, tată, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu. Și ți-ai luat crucea și ai mers până în deal. Și eu vreau să fac la fel. N-am să mă las. N-am să mă las cu de o plăcere, de o privire frumoasă, de un ban, de o mașină, de alte nebunii. Doamne, mă ridic în picioare și am să mă duc înainte. Pentru că tu ai mers primul și eu vin după tine și am să-mi iau toată casa cu mine. Frați și surori, avem o singură șansă să ne continuăm drumul. Luați-vă soția de mână, luați-vă soțul de mână, luați-vă copiii. Dacă aveți acces, luați-vă nepoții. Nu lăsați pe nimeni, nu lăsați nicio unghie, pentru că să știți că în urmă va veni pârjolul și distrugerea. Dar în față este slava, în față este onoarea. În față este bucuria veșnică, acolo a mers Iisus să ne pregătească un loc. Vreau în seara aceasta să fim plini de râvnă, dar în același timp vegheatori, că dușmanul e hoț și e puternic, dar Domnul e mai puternic decât el. Haideți să ne ridicăm în picioare, să stăm înaintea Domnului și să veghem în rugăciune și când rugăciunea se va uh, încheia, vegherea să rămână până la sfârșitul vieții. Ne rugăm cu toții Domnului! Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi.betani.cc Până data viitoare când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.